Se pare că Zăloane preferă doar anumite ramuri sportive, deși sunt tineri care fac performanță fără a fi susținuți de administrația locală. Dacă unii cred că cel mai indicat ar fi să se investească în sportul de masă, alții consideră că trebuie susținute toate ramurile sportive. Ce ramură sportivă ar trebui să susțină primăria din Zalău? Eu nu sunt mare amator, așa că știu eu, și fotbalul ar merita, handbalul care totuși are rezultate, volei, nu mai spun că rematul este totuși campion național. În funcție de posibilități ar fi bine toate ramurile să fie. Ce ramură sportivă? Păi cred handbalul, că acolo sunt rezultate. Ramură sportivă în Zalău? Hai să fie fotbal. Fotbalul, că ăsta-mi place, dar armătura s-a dus, nu? Asta îmi place mie, fotbalul, ăsta trebuie să zic. Credeți-mă că nu prea... Fotbalul a fost pe primul loc, totdeauna, că... Dar acum armătura, ce știu ce s-a întâmplat, că nu... Nu mai merge sau nu se mai aude nimic de... În rest, mă rog, și astea în alte, pentru tineret, sunt valabile. Vorbesc... de natura crossului sau, știu eu, alte chestiuni legate pentru tineret, pentru noi ăștia mai solizoleacă. No, în rest, deci fotbalul ar fi cel mai interesant, gândesc. Mai bine boleiul, că fotbalul e gata. Păi, apun și naționala și tot. Mai bine boleiul, handbalul, ăstea. Ăstea la bază, că vedeți că o lua și campionatul volei, el ăsta Zalău, o lua și ăsta joacă în cupe. Ce să faci, că mai bine e ăsta. Numai, și vă spun drept, numai sportul care a fost înainte. N-ați apucat dumneavoastră, că mai bătrân. Când era, jucai de plăcere, acum... Nu știu, ar trebui să le susțină cam pe toate. În principal fotbalul, care Sălajul o cam pierdut, și bineînțeles voleiul al lui, echipa de volei a Zalăului, ar trebui încă susținută. Să ajungem un pic mai departe, să avem o echipe mai sus, în Europa, unde se poate, bineînțeles. În fotbal e mai greu, dar cu astea la alte am merge bine. Depinde de fiecare sportiv. Alții care ce preferă. Fotbalul, culturismul, fitness-ul. Cam toate ar trebui să le... pentru sănătatea omenească. Handbalul, că e mai veche ca ramură sportivă. În rest, celelalte cam precare. Nu știu ce să zic. Nu umblu la meciuri, asta e adevărat. Când v-am umblat, dar acum m-am lăsat de... Numai la televizor mă uit la meci. Și la fotbal și handbalul îmi place și chiar basketul, dar nu umblu la meciuri așa. Fotbalul, bineînțeles. Nu altceva, nu? Pentru că suntem bărbați și fotbalul e. Nu? Și mai ales că am fecior fotbalist. Când la Zalău nu putut să joace, trebuie să mai la Botoșani. Sportul de masă. Sportul de masă. Aia care se joacă băbanii noștri acolo, nu ne interesează. Fac fotbaliști și milioane de euro și de dolari. Nu aia e important. Copiii noștri să aibă terenuri de sport, să se joace, să se fortifice, să nu se la televizor toată ziua, să lua internet, că n-au unde mere să joace. Ala-i. Și de acolo, pe urmă, vine și sportul de performanță. Înțelegeți ce zic? Deci în toate cartierele trebuie să fie mini terenuri de fotbal, de tenis, de câmp, de tenis, de săl de sport. Mai sunt aici două la Vrameacu și una acolo în sus, dar adică una parcă iese aici, la Vrameacu. La școli? Ba nu, mai iese așa. Deci la școală mai iese, dar terenul nu are aer liber să aibă copiii să joace. Ăsta la cu fotbalul, unii se îmbogățesc, alții dau bani. Cui le place, n-au decât să meargă.